Bun găsit, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Gândește, Decide, Votează. Este o emisiune electorală pentru că suntem în plină campanie electorală. Mai avem câteva zile până când vom merge la urne și o să ne alegem primarul pentru următorii 4 ani și nu numai primarul, ci și componența Consiliului Local, Consiliul Județean și îl vom alege și pe președintele Consiliului Județean Neamț. Așadar, la această emisiune, invitatul nostru este domnul Radu Samson, reprezentant Alianța USR Plus și candidat la acestei alianțe la primăria Roman. Vă salut, bine ați... Bine v-am regăsit. Venit. Bună seara și telespectatorilor noștri. Noi ne-am mai întâlnit până acum de mai multe ori și am discutat pe diverse teme și cred că am rămas undeva, emisiunea trecută, am rămas la un capitol care îi spune îmbunătățirea condițiilor de mediu. Bine, sănătatea, și despre sănătate am discutat. Toți candidații au discutat despre sănătate. Bine, acum în campanie știți cum e, toată lumea se discută, spune, despre se discută de toate, da, ce se vom fac face, pe toate subiectele, da. Știu. Cei care au fost la guvernare, ce au făcut, cât au făcut, dacă au făcut. Bine, interesant ar fi să venim cu niște promisiuni de acum 4 ani, să vedem dacă le-au dus la bun sfârșit cei care le-au guvernat. Dacă vreți, pot să vă pun eu la dispoziție programul celor care au câștigat acum 4 ani primăria și o să constatăm împreună, putem constata, dar nu face obiectul discuției noastre, putem constata împreună că, nu știu dacă au realizat 10% din promisiunile pe care serios? Le-au făcut. Și n-au venit acum cu același program electoral? Multe dintre promisiuni se regăsesc și în programul nou. De asta, ăsta e și motivul pentru care oamenii sunt foarte dezamăgiți. Vă zic că am ieșit în ultima lună și jumătate, aproape 2 luni sunt de acum de când a început perioada de precampanie, cu tot cu perioada de precampanie, apoi în campanie, și am ieșit în stradă și am distribuit ziare, pliante cu colegii și am discutat față în față, pentru că eu asta am doresc să fac. Vreau să ajung să discut față în față cu un număr cât mai mare de alegători, să aibă ocazia să mă cunoască, să-mi pun întrebări, să pot să le răspund și să vedem dacă suntem pe aceeași lungime de undă și dacă îi pot convinge să mă voteze, cum de altfel vrea fiecare candidat. Și oamenii sunt foarte dezamăgiți. Sunt foarte dezamăgiți pentru că s-au făcut foarte multe promisiuni și nu acum 4 ani. Și acum 8, și acum 12, și acum 16, și acum 30, sau începând cu acum 30 de ani, s-au făcut foarte multe promisiuni și s-au onorat foarte puțin. Și într-adevăr, îi vedem pe, în general, îi vedem pe politicieni și nu pentru calitatea lor politică, îi vedem pe oamenii care ocupă funcții de demnitate publică, și aici mă refer la viceprimar, primar, parlamentari, îi vedem foarte activi în perioadele de campanie electorală sau în perioadele premergătoare campaniilor electorale. De exemplu, dacă se știa că anul acesta, în iunie, sunt alegeri, activitatea a început cam de la jumătatea lunii ianuarie, după sărbători. Și vedem foarte activ, vin, promit, facem, dregem, am făcut aia, dar de fapt lucrurile făcute destul de prost. Au coborât în popor. Exact, au coborât printre muritori, exact, și fac băi de mulțime. E o scenă, mă scuzați că vă întreb, sunt scene dezolante pentru mine, ca cetățean al acestei țări și om care vine la Roman destul de des, dar nu, situația nu este valabilă numai pentru Roman. Cred că în toată România, scene penibile cu oameni care au fost în funcție, au deținut și încă mai sunt în funcție, că nu s-au terminat mandatele unor primari și consilieri locali, pe care vedem acum ieșind în stradă, în timp ce timp de 4 ani, o perioadă de 4 ani cât au fost la putere, puțin le-a păsat de cei care i-au ales, în sensul că nu știu dacă îi răspundeau la salut, mulți dintre ei. Da, adevărat. Am văzut chiar dimineața un titlu de presă, un primar din mediul rural, nu știu de unde, din Neamț, promite după 8 ani de mandat la conducerea primăriei, promite că pune coșuri de gunoi. Deci, ăsta e nivelul. Bun, la trebuie care văzut și, bine, și noi trăim într-un oraș care arată binișor, să spunem. Arată binișor, are avantajul faptului că e un oraș situat fix în inima Moldovei și fiind centru rutier, centru feroviar, a fost cumva nevoit orașul să se dezvolte și prin puterea celor plecați în străinătate, pentru că s-au trimis miliarde de euro în Roman în ultimii 20 de ani. Poate zeci de milioane, miliarde de euro, cam mult, zic da, eu. Da, e adevărat. Sute de milioane de euro, aș spune, cu toată convingerea. Aș spune că s-au trimis sute de milioane de euro în Roman și în zona Roman în ultimii 20 de ani, de când au început frații, părinții, bunicii, copiii noștri să plece din țară. Și automat că autoritățile au beneficiat, conducerile autorităților au beneficiat și de impozitele provenite din tranzacțiile sau din cheltuirea banilor acestora. Exact. Și au beneficiat de sume destul de mari din care au făcut câte ceva, dar n-au făcut
tot ce se putea face. Și nu spun că ar fi trebuit să fie o administrație ideală. Dacă ne uităm la comuna Ciugut din județul Alba, mulți poate au auzit că a fost și la România Te Iubesc de vreo 2-3 ori primarul respectiv. Vedem că au o școală în comuna Ciugut, adică în campania electorală de la Roman, știți că candidații de obicei se folosesc de activitatea graficienilor și își fac tot felul de pliante cu poze frumoase, cum o să arate, cum o să... Nici măcar în pozele candidaților de la Roman nu arată școlile, nu arată, exact, atât de bine, nu arată atât de bine cum arată în comuna Ciugut. Și asta pentru că e primarul care a absorbit cele mai multe fonduri europene pe cap de locuitor din țară. Deci din toate UAT-urile din țară, indiferent că vorbim mai de orate, câteva exemple de genul ăsta, sunt exemple de bune practici. Spre rușinea celor care sunt primari de oraș, exact, orașele mari. Și mă întreabă foarte mulți de ce acolo s-a putut. Păi răspunsul în opinia mea e foarte simplu. Domnul Damian, că așa se numește primarul comunei Ciugul din județul Alba, domnul Damian are 52 de ani, are 20 de ani de când este primar. Asta înseamnă că a fost ales primar la 32 de ani. A fost un primar tânăr care a avut viziunea și energia necesară să vrea să facă aceste lucruri, a avut deschiderea spre nou și când a apărut posibilitatea finanțărilor cu proiecte europene, a profitat de ea din secunda 1 și uite așa s-a dezvoltat comuna, de e cea mai dezvoltată comună din țară. La fel putem să facem și în Roman și nu pentru că asta e tema mea de campanie, ci pentru că avem posibilitatea, avem oameni destui în Roman, avem punctaj pentru fonduri europene, că avem cale ferată, avem drum european, avem număr suficient de mare de locuitori, avem poziție geografică, aturi sunt absolut fără toate aturile necesare pentru a face aceste lucruri să se întâmple. Ține doar de noi. Ține doar de noi și evident, în mod deosebit, ține de conducerea administrației locale, pentru că de acolo pleacă viziunea, de acolo pleacă proiectele, acolo ajung banii când vin finanțările și tot de acolo se fac procesele verbale de recepție a lucrărilor, care sunt făcute bine sau nu sunt făcute bine, la Roman se recepționează fără, s-au recepționat până acum lucrările fără a verifica în mod deosebit calitatea acestora. Și cred că exemple sunt destule prin oraș. Sunt peste tot, așa este. Mă gândeam acum la acele cursuri de perfecționare pe care le urmează funcționarii publici din aproape toate primăriile din țară. Printre aceste cursuri se află și cele la care lucrătorii din cadrul birourilor fondurilor europene sunt perfecționați de oameni pregătiți, adică învățați cum să aducă fonduri europene în localitatea pe care o reprezintă la nivel de administrație. Și mă gândeam, apropo de ce spuneați dumneavoastră, cred că cel mai nimerit ar fi fost să-i trimite pe toți în comuna aia din Alba să vadă, să-l întrebe pe domnul Damian, bă, nene, cum ai reușit tu? Așa, facem cursul de perfecționare pe la Sinaia, pe timp de iarnă, ca să mergem la schi și vara mergem pe litoral, la Mamaia, exact, la 5 stele, pe banii proștilor, pe banii noștri, adică la aia mă refer, pe banii contribuabilor, și nu ar fi asta o problemă. Da. Dar ei se duc la plajă, în concediu și nu învață nimic. Exact. Cu informații de acolo. Mai bine pregătiți. Exact. Deci, la primăria de care vă vorbeam, la Ciugut din județul Alba, lângă biroul primarului, e biroul Direcției de Fonduri Europene. Deci în cadrul primăriei există direcțiile care sunt. Se vede ce importanță are acel. Și sub direcții sunt serviciile. La primăria Roman avem Direcția de Achiziții Publice și proiecte, cu fonduri, și proiecte cu fonduri europene, adică sunt comasate, două direcții care sunt foarte importante, sunt comasate și sub ele avem servicii cu câte 2, 3, 4 angajați pe fiecare. Poate n-au avut spațiu, mă scuzați, dar eu cred că aceste birouri ar trebui să fie în spații separate, în birouri separate. Da, și vorbim de achiziții publice, unde în fiecare zi cumperi câte un pix, câte una, câte alta, câte două, câte trei și organizezi licitații și vorbim de fonduri europene care înseamnă cu totul altceva. Exact. Una e una, alta exact. E alta. Și eu consider la fel și tocmai de asta unul dintre primele lucruri pe care ar trebui să le facă oricine câștigă primăria, sper să o câștig eu pentru că eu sunt hotărât să fac aceste lucruri, unul dintre primele lucruri care trebuie făcute este modificarea organigramei și împărțirea acestor structuri în așa fel încât să poată să-și facă treaba, pentru că aia care lucrează la fonduri europene lucrează la fonduri europene, nu lucrează și la achiziții sau la altceva, aia de la achiziții lucrează doar pe achiziții și scopul lor este să găsească cele mai bune oferte, la cele mai bune prețuri, de cea mai bună calitate în prețurile respective,
pentru ca bugetul orașului să fie gestionat corespunzător judicios, sau gestionat judicios. Exact, deci fiecare trebuie să-și facă treaba lui și pentru asta trebuie să avem structuri separate. Nu înseamnă că mai angajăm o armată de oameni, înseamnă că luăm 7-8 oameni din birourile alea, vedem pe care au mai lucrat la proiecte europene, vedem cine are deschidere, cine are deschidere spre a învăța, că și asta e o condiție. Așa i-am trimis la un curs de specializare 2 săptămâni, o lună, când vin de acolo pot lucra. Cred că nu e ceva foarte dificil. Nu e ceva extraordinar și neimaginat. Dar să știți că romașcanii, românii în general, vă spun sincer și este concluzia la care am ajuns în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu oameni mai apropiați și mai puțin apropiați, s-au cam săturat de poveștile astea cu fonduri europene. Toată lumea vorbește despre fonduri europene, însă realitatea arată că sunt puține, în afară de câteva exemple, Clujul, Oradea, pentru că și romașcanii ar vrea să vadă la fel cum văd cei din Cluj, din Oradea, din Ciugud și alte exemple de bună practică din țară, și romașcanii ar vrea să nu mai audă povești despre fonduri europene și ar vrea să vadă realizarea unor proiecte cu fonduri europene. Pot să vă dau un exemplu de astfel de proiect în Roma realizat cu fonduri europene, unul dintre puținele de altfel, e Parcul Jora. Parcul Jora, care eu stau și mă întreb, dar aștept cu nerăbdare să ajung la primărie ca să pot să clarific și situația asta. Parcul Jora avea autorizație de construcție valabilă până în octombrie 2019. Da? Da. În februarie 2020 sau martie 2020, chiar la începutul perioadei pandemiei, primarul în funcție de atunci se filma în Parcul Jora și spunea în curând terminăm lucrările. Au prelungit autorizația. Dar n-au prelungit-o, că nici nu mai au voie, era deja pe 2 ani. Fusese deja pe 2 ani. Deci fusese deja prelungită, durata de valabilitate a autorizației trecuseră cei 2 ani de poliția locală să-i amendeze exact, că au depășit. Da, și dacă, de valabilitate. Orice telespectator știe că dacă îți construiești o casă, o magazie, un gard, un șopron, orice, îți iei autorizație de la primărie și trebuie să te încadrezi cu lucrările în, termen, în termenul autorizat. Ai posibilitatea să ceri prelungire. Primești autorizație pe un an și poți să o prelungești până la 2. După 2, sănătate. E amendă dacă nu ți-ai terminat lucrările. Pe când la primărie... Măcar o lucrare de calitate acolo în Jura, din cea noastră. Cred că cel mai în măsură sunt să vorbească despre calitatea lucrării sunt părinții din zonă, din zona Miron Costin, Suceava, care merg și stau cu copiii pe bănci în soare, pe niște alei care sunt întrerupte în locurile unde se lucrează la rețele sau erau, n-am mai trecut de vreo 3 săptămâni au făcut parcul și acum se lucrează la rețele. Da, exact. Deci totul se face fără logică, se face fără sens. Eu asta vreau să, și eu și colegii mei asta ne dorim. Vrem să implementăm eficiență. Da, să știți că sună bine și eu vă spun sigur, mulți dintre cei care ne urmăresc se uită la dumneavoastră și la alții contracandidați care promit același lucru, mulți dintre ei, adică cel puțin am văzut știți că în acest an diferența? Se pune accentul pe fonduri europene. Că aducem fonduri europene, proiecte aia. Bine, întrebarea este simplă și dumneavoastră a spus că știți de Parcul Jura. Păi, bun, toți spun de parcuri europene, de proiecte europene și sunt convins că și acum 4 ani s-a discutat și candidații au venit și au promis fonduri europene. Și s-a făcut nimic în sensul ce s-a făcut? Da. Nu s-a făcut nimic. Da. Tocmai de aceea zic că, bă, toată lumea vorbește că, uite, o să acceseze fonduri europene și o să facă și o să dreagă. Într-adevăr, există o explicație. Mulți de-ai noștri nu își doresc fonduri europene pentru că nu sunt greu de accesat. Nu pot să pună mâna pe banii în primul rând. E mai ușor să vină un PNDL, pe PNDL dai parandară tu, 10%. Da, fonduri guvernamentale, fonduri locale, un împrumut eventual, un credit. Exact. Deci, dumneavoastră, cum ați putea, nu e vorba de promisiuni face toată lumea. Ce le-a spune romașcanilor apropo de accesarea fondurilor europene, astfel încât oamenii să înțeleagă și să zică eventual, bă, uite, Radu Samson parcă vrea și cred că o să și reușească să aducă fondurile europene. În primul rând aș vrea să le explic telespectatorilor și le explic pe această cale, dacă tot mi-ați pus întrebarea, că fondurile europene nu sunt în sine un scop. Ele sunt un mijloc de realizare a proiectelor pe care vrem să le implementăm. Fie că vrem să modernizăm o școală, fie că vrem să modernizăm policlinica, să facem piste pentru biciclete, să modernizăm infrastructura de transport a apei sau de colectarea apelor menajere. Deci, oricare din lucrările astea se pot face cu fonduri europene. Fondurile europene, așa cum sunt ele tratate ca o promisiune de campanie electorală, nu sunt un scop în sine. Scopul este proiectul. Fondurile europene sunt mijlocul prin care putem obține finanțarea pentru a realiza acel proiect. Eu nu, de asta nu mă laud că vom atrage fonduri europene. Nu promit că vom atrage fonduri europene. Vom pregăti proiecte și, în primul rând, da, ajung acolo imediat, vom pregăti proiecte
pentru toate obiectivele pe care ni le-am asumat în acest program, pe care l-am distribuit până acum vreo 20.000 de exemplare și vom mai distribui în următoarea perioadă încă 10.000, deci vom face proiecte pentru realizarea acestor obiective, iar cele finanțabile din fonduri europene vor fi finanțate din fonduri europene. Vom încerca și vom face tot posibilul să atragem finanțare cu fonduri europene. Că e o întreagă discuție la primărie tot, și pe stradă cu alegătorii, pentru că primăria nu are bani. Ba, primăria are foarte mulți bani. Știți, de exemplu, că din salariul dumneavoastră pe care îl încasați în fiecare lună, să spunem că aveți salariul 2000 de lei net, da? Din 2000 de lei pe lună pe care îi luați salariul, plătiți 200 de lei impozit la stat. Este impozitul pe venit, 10%. Din aia 200 de lei, 45%, adică 90 de lei în fiecare lună din salariul de pe fluturașul dumneavoastră, merg la bugetul local, direct, fără ajutorul Consiliului Județean, fără ajutorul Guvernului. În afară de taxe și impozit de clădiri, terenuri, exact. Impozitul pe apartament, pe mașină, pe motocicletă, pe ce mai plătiți dumneavoastră, o cotă din salariul dumneavoastră, din TVA-ul pe care îl plătiți pe biscuiții de la magazin sau pe pâine, exact, sau pe ce cumpărați dumneavoastră, din toate aceste taxe, taxă pe valoare adăugată, taxă pe venit și alte taxe pe care le mai practică statul român, din toate aceste taxe colectate la nivel de roman, o parte ajung în bugetul local. Deci bani sunt. Așa a ajuns bugetul local al primăriei Roman anul acesta la 120 de milioane de lei. Sunt 25 de milioane de euro de care nu vedem nimic în afară de pavelele alea, munții aia de pavele care sunt peste tot prin oraș. Bun, și nici nu știu dacă acele investiții au fost realizate cu banii din capitolul investiții la primărie și nu din împrumutul ăla realizat. Și nu din acel realizat. Împrumut care avea cu totul alte destinații la vremea respectivă. Domnul Zanfă, știți foarte bine și este de disputat, bineînțeles, sunteți în postură de candidat acum, e de înțeles. Eu dacă aș fi candidat, vă spun sincer că aș fi promis tuturor că am fi făcut o analiză foarte corectă a ceea ce înseamnă primărie, nu spun mai de roman. Și în primul rând am fi umbrat pe la organigramă, am fi dat afară niște oameni care taie frunze la câini, am fi văzut ce sume de bani, ce buget avem apropo de roman. 25 de milioane de euro este o sumă, zic eu, importantă. Este, dar din păcate, da, mare parte din banii ăștia se duc pe cheltuieli, prea puțin pe investiții. Cheltuieli salariale, cheltuieli de funcționare, da, funcționare și așa mai departe. Cumpărată la suprapreț și știți cum e? E dureros așa într-un fel să te uiți ca trăitor al acestui oraș să vezi, bă, n-avem aia, în schimb, avem bani la primărie, dar nu se vede nimic de pe urma lor, pentru eu că... Eu n-am o problemă cu dimensiunea organigramei primăriei, că sunt 700-800 de angajați, cam, nu știu exact cât sunt în momentul ăsta, câte posturi sunt, părerea mea că sunt foarte mulți. Dacă tot avem atâția, pentru că nu poți să ajungi în primărie, TRV-ul are 1800. 1800. Dacă mi-am amintesc, spitalul municipal are 1400. Deci primăria ar fi pe locul 3, pe acolo 4. Primăria ar fi cam al treilea sau al patrulea angajator din oraș ca dimensiune. Nu e vorba de cât de mulți sunt, e vorba de faptul că, deși sunt atât de mulți angajați la primărie, serviciile publice sunt de o calitate destul de slabă. Și așa pot fi văzute lucrurile, exact. Deci, în primul rând, imaginați-vă că primăria e calul lui Harapal, da? Și în momentul în care îi dai să mănânci o tavă de jar, o să se transforme într-un armăsar. Care, noi asta vrem. Eu asta vreau să fac și colegii mei la fel. Vrem să transformăm acea masă de oameni care lucrează la primărie în armăsarul din Harapal, care să ofere servicii de bună calitate. Să dureze obținerea unui certificat fiscal 4 ore, obținerea unui să certificat... Să vă cumpărați frigidere. Da. Nu, sunt sigur că în primărie sunt oameni care vor să muncească, ori fi și unii care nu vor să muncească. Dar ce vrea asta, bă, acum să facem noi treabă, bă, ori fi și o parte din angajații primăriei care au fost angajați, că-s cunoștința locutare, că-s vecina, că-s amanta, fiecare, nici nu mă interesează. Nu sunt toți. Deci pe mine e clar că nu sunt toți. Că nu sunt toți, că cineva trebuie să facă și instituția normal să meargă. Nici nu mă interesează cine, cum a fost angajat. În momentul în care am intrat în primărie, se schimbă mentalitatea. Să-și facă treaba, se schimbă direcția. Cine nu-și face treaba, nu e nicio problemă. Ce ai de făcut azi? Păi asta, asta și asta. Ok, la sfârșitul zilei ai făcut? N-am făcut. Nu o să mă ocup eu de fiecare angajat în parte. Eu am ședința operativă dimineață cu direcții, cu șefii direcțiilor. Exact. Tu ce faci săptămâna asta? Păi terminăm aia, facem aia, ne apucăm de aia. Bun, la sfârșitul săptămânii vreau să văd dacă ați făcut. Și dacă ai prea mulți angajați și n-ai făcut, e problema ta ca șef de direcție. Tu nu ți-ai respectat obiectivele. Iar șeful de direcție la rândul lui trebuie să dea obiectivele mai departe. Să le împartă către șefii de servicii. N-o să iertați și șefii pe cei care o să vă dea like-uri pe Facebook în timpul programului?
Eu sunt la primărie, nu sunt pe Facebook. Deci, nu, știu nu, că nu. Se la practică. O postare de aseară. Vă... O postare făcută aseară și astăzi la ora 10 da. Încep angajații e... primăriei, nu să desprimar. Am înțeles. Încep să vă dea like-uri. Cum procedați? Este o chestiune care primul mă deranjează foarte de am văzut... mă jura unul care lucrează la buget, el era în timpul da. Programului, deci plătit de mine. Și venea cu comentarii de neam prost la articolele pe care le scriam, el fiind clar în primul da. Programului, dar deci, nu era asta. Dacă vă amintiți, și am făcut și o plângere penală în sensul acesta cu, cred că în 2018, în vara anului 2018 sau în toamna anului 2018, mai sigur, un angajat de la primărie, nu o să-i dau numele în emisiune, dar știe dumneavoastră. Mi-am amintit, așa este, da. Un angajat de la Primăria Roman, în timpul programului, de pe calculatorul de serviciu, mi-a trimis niște mesaje foarte amenințătoare. Pe Facebook, că tot spuneați de Facebook. Mi-a trimis niște mesaje foarte amenințătoare și nu la adresa mea, ci la adresa soției mele, pe care probabil n-a văzut-o niciodată. S-a gândit el cu mesajele respective... M-am adresat poliției, am făcut o plângere pentru că amenințare, da. Nu știu dacă viața soției mele este sau nu în pericol. L-am cunoscut mai târziu pe respectivul. E, nu știu exact de ce lucrează în primărie, dar asta e altă discuție, pentru că nu, se pare că nu produce nimic în primărie, nu aduce niciun plus valoare instituției. Și m-am adresat poliției, am făcut plângere și la parchet. După vreo 2-3 săptămâni, o lună, după câteva zile ne-a chemat poliția la am fost chemați amândoi la sediul poliției, acolo ne-am și văzut prima dată față în față. De asta nu știu care a fost. Adică v-a amenințat fără să vă cunoască. Nu știu care a fost motivul supărării lui. Nu i-a dat locul de parcare, nu i-a stăiat hatul. Absolut nimic. Așa. Și ne-am văzut prima dată față în față la poliție, am dat amândoi declarații, eu am declarat. La terminarea declarațiilor mele, când ieșeam, am întâlnit că la ușă ne-a făcut cunoștință polițist. Uite, domnul, nici nu mă interesează. Domnul X. Așa. Și apoi, după vreo săptămână, am fost, da, după mai mult timp, vreo 3 săptămâni, cred, am fost chemat la primărie, pentru că s-a făcut în cadrul primăriei o comisie de disciplină pentru acea situație. Că am făcut o sesizare și la primărie și am solicitat să mi se comunice sancțiunile dispuse împotriva persoanei respective. Și am fost chemat la primărie, am fost audiați la comisia de disciplină, domnul susținea că nu le-am văzut niciodată, că nu mă cunoaște, le-am adus celor de la primărie, de la comisia de disciplină, le-am adus declarația lui de la poliție. Am luat o copie de la parchet și le-am dat-o și așa au constatat că el în timpul programului, deși nu știa nimeni din primărie, era la poliție și dădea declarații. Deci nu știa șeful lui că el era la poliție și dădea declarații. Lucrurile astea trebuie să înceteze. Bun, dar e de bun simț când deci pleci de la locul simț. De muncă, ți-am zis șeful. Șefule, în momentul în care vom călca pedala și vom eficientiza activitatea primăriei, cu siguranță vor fi oameni care vor rămâne în urmă. Vor fi angajați ai primăriei care vor renunța din proprie inițiativă pentru că nu vor face față ritmului. Nu vă imaginați că vreau să transform primăria într-o moșie cu sclavi. Că nu-i moșia mea, deocamdată e moșia altcuiva și, nici unitate și eu nu militară, vreau să bănuiesc. Preiau ca o moșie. Nici unitate militară. Dar este o instituție publică la dispoziția cetățeanului și fiecare cetățean trebuie atunci când merge în primărie să fie întâmpinat cu o vorbă bună, să-i se explice clar care e soluția problemei pe care o are, trebuie să găsească pe peretele primăriei un panou informativ cu modele de cereri gata completate, ca așa în toate instituțiile și civilizate pe site, din lumea eu... asta, și pe site-ul primăriei la fel, și modelele de cereri pe site-ul primăriei, că poate vrei să o completezi acasă. Și o persoană care să-i ajute cum să completeze, pentru că sunt deci foarte persoane mulți. Persoane care să ajute sunt, doar care că sunt două, trei persoane care lucrează, că și activitatea din birou unic e împărțită pe... E împărțită pe servicii sau pe direcții. Și la unii e activitate foarte multă, la unii e activitate mai puțină. Ok, atunci eficientizăm. Transferăm, detașăm. Exact. Asta zic, eu nu mă duc la primărie să dau oameni afară. Eu mă duc la primărie să fac primăria să meargă mai bine. Să eficientizăm activitatea. Iar când e vorba de a eficientiza munca, normal că identifici acele zone unde lucrurile nu merg cum trebuie și trebuie luate măsuri. Apropo de, am plecat de la această chestiune care, repet, pe nu mă deranjează foarte tare, dacă muncești, indiferent unde muncești. La privat puțin își permit să se joace pe Facebook, pentru că la privat se muncește de regulă. Da, la privat nu se pierde timp, exact. Oricum ai camere, dar la stat, te înjură nea ăla de la DGASPC, n-avea nicio treabă. Da, și moment... fi fost unul exact ca cel care... Nu, și acum face același lucru. Nu mă mai jură pe mine. A, știți care a fost ca să... Jură pe alții, dar care sunt adversari politici ai șefului lui, ceva de genul ăsta. Înțeles. Da. Ca să și termin povestea cu Comisia de Disciplină, după alte 2 săptămâni de la audierea în comisie, am primit răspunsul. Angajatului respectiv i s-a restricționat dreptul de a lucra la calculator. Bun. Da. Deci asta a fost singura măsură. Adică i-am făcut un bine, practic,
că dacă îi mai cerea cineva să facă ceva la calculator, din deci momentul ăla nici măcar la calculator să mai facă, exact. Bun, acum exact. Fie vorba între noi, și, să zicem ca că... Să, ca, nu lucra la spații verzi, e, nu mai știu exact care e funcția pe care o ocupă domnul, dar lucra în biroul de recuperare a creanțelor de la mari datori. Deci e o activitate care necesită Polirom-ul calculator. Și toate firmele astea care s-au dus în cap și de la care primăria n-a mai recuperat. Deci, e o activitate care necesită calculator. N-ai cum să faci, că nu le trimiți porumbei la mari datori. I-a făcut un bine, mă scuzați. I-a făcut un bine. N-ar fi fost mai nimerită o sancțiune de genul îi luăm din salariu 10% pe o perioadă așa de 3 luni, eu. De 6 așa luni, cred că ar fi simțit mai bine, da. Așa, mă doare la bască, nu mai am voie la calculator, dar nu sigur, fac nimic șeful, că nu am voie la calculator. Sunt sigur pentru că am multe cunoștințe în rândul angajaților primăriei și am destul de mulți simpatizanți în rândul angajaților primăriei, care oameni care sunt dedicați, care consideră că trebuie, trebuie schimbată mentalitatea la nivel de instituție și știu că, într-adevăr, sunt și favoriți prin birouri, cum e și domnul care a fost angajat mai de mult pe pila nu știu cui, dar nu mă interesează, pe mine nu mă interesează cine a fost adus de către care primar, că de la fiecare administrație care a trecut prin primăria Romană în ultimii 20 de ani, există câte un strat de angajați. Pe mine mă interesează cine sunt oamenii. Important este ca oamenii să-și facă treaba. Și asta vrem să facem, vrem să implementăm eficiență. Bine spus, cât un strat de angajați. Dacă veți fi ales primar al Romanului, veți avea stratul nostru de angajați? Nu cred că mai e necesar, nici nu cred că mai este loc de un strat de angajați în primărie, că așa cum discutam și mai devreme, e destul de încărcat organigramă. Lăsați cum face guvernarea actuală. I-au dat afară pe PSD-ul și bagă pe ai lor. Știu că se practică. Au dat 5.000 afară și au angajat 6 sau 7.000. Da, au angajat și rezerve, exact. Așa. Știu că se practică în administrațiile publice, că la noi nu există o separație între activitatea administrativă și activitatea politică. Și atunci când ajunge, conducătorul partidului ajunge la primărie, aduce toți oamenii de la partid și angajează în primărie. Consilier, ce are nevoie fiecare. Da, primarul trebuie să aibă 2-3 consilieri. Trebuie să ai niște consilieri. E cu totul altceva, oameni apropiați, oameni pe care îi cunoști, care ai încredere. Încredere specialiști pe diverse domenii. Dar când vine partidul, din partidele vechi, când au ajuns la conducerea unor instituții, am văzut în primele 2 săptămâni după ce au preluat guvernarea, pe toate posturile erau diverse angajări dubioase. Oameni fără niciun fel de experiență, fără nicio pregătire pentru postul respectiv. Nu, noi nu vrem să facem lucrurile așa. Politică de genul ăsta s-a făcut 30 de ani. Puteam să-mi văd foarte bine de viața mea și să nu fac politică. Și eu și colegii mei suntem foarte mulți colegi în situația asta, puteam să ne vedem liniștiți de viețile noastre, dar am decis să intrăm în politică tocmai pentru că ne-am săturat de felul în care se fac lucrurile și pentru că dacă altcineva nu vrea să le facă mai bine, ne asumăm să le facem noi mai bine. Da, aveți marele avantaj că nu ați făcut politică, faceți de vreo 3 ani, dar nu ați făcut administrație, n-ați deținut funcții publice importante. Da, primărie trebuie făcută administrație, politica se face la partid. Parte, cum și și asta e una din dorințele mele cele mai mari, să scoatem politica de pe holurile primăriei și de pe holurile spitalului. Deci, în Roman, mediul politic care a condus instituțiile până acum, efectiv, a murdărit, că asta a făcut, a murdărit toate instituțiile și le-a făcut complet ineficiente, numind acolo oameni care n-au nicio treabă. Agreați de partid și de oameni din partid, cum exact, să nu? Partidul care se află la guvernare, care da. N-au nicio treabă cu funcția, sau poate ei ar face, dar ei fac doar ce li se cere pentru că partidul i-a pus, partidul poate să-i dea jos. Da, de asta nu funcționează foarte multe lucruri așa cum ar trebui să funcționeze, tocmai din această cauză și numai în Roman este valabilă politizarea asta excesivă la nivelul instituțiilor publice, oameni puși pe alte criterii prin țară, sau pe criterii politice, criterii de prietenie și așa mai departe. Mă gândeam acum la scandalul ăla, așa să facem o paranteză scurtă, recent, pentru că o criticam pe doamna Arcan că și-a angajat-o pe fiisa la agenție, când PSD-ul era la putere, la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Știți povestea, da, e cunoscută. Vicepreședinte la NFP. Fără concurs, fără 27 de ani, fără studii, subsecretar de stat, fără studii, fără specialitate, n-am nicio treabă. Și am văzut ce scandal a izbucnit acum recent cu domnișoara de 24 de ani, ci drept absolventă unei facultăți de stat, totuși la 24 de ani angajată fără concurs la Ministerul Sănătății, să răspundă de spitalele regionale. Păi, dacă tu nu ai, ok, sunt de acord. O să zică cineva, dar unde vrei să faci și când vrei să faci, să acumulezi experiență. Da, nu te numește cineva pe o funcție atât de importantă din prima. Începi și tu te joci, exact. Mai primiște hârtii să vedem. Și șef de serviciu într-o primărie. Nu știu dacă vreau neapărat să facă șefă. Știți, îmi spunea cineva din primărie că un lucru pe care l-a făcut administrația din ultimii 12
din ultimii 4 ani la Roman, că vreau să trasez o linie clară, un lucru pe care l-a făcut administrația din ultimii 4 ani la Roman, foarte condamnabil și condamnat de o parte din angajații primăriei, este că și-au adus oameni din afara instituției direct pe funcții de conducere. Oameni care nu aveau nicio legătură. Nici nu cunosc cum funcționează instituția. Asta e o mare greșeală, exact. N-au nicio legătură cu administrația. Sunt oameni în primăria Roman care lucrează de 10, de 15, de 20 de ani, foarte buni profesioniști pe domeniile lor și care cunosc foarte bine apă. De fapt, ei sunt oamenii care țin în spate primăria. Sunt oamenii care fac totuși ca lucrurile să se simt umiliți când vine unul deasupra lui care nu știe pe ce mesele vine politicul de la partid și e pus direct în funcția de conducere și e șef peste el și nici măcar nu știe ce să ceară, dar o face pe șeful. Așa este și oamenii sunt îndreptățiți să fie supărați, pentru că mă gândesc acum și revenim la oile noastre, vorba aia, mă gândesc la prostia pe care a fost făcută recent la nivelul județului Neamț cu o numire a unui tânăr consilier județean, fost consilier local, el în ultimii 6 ani a făcut altceva sau singurul său venit a fost indemnizația de consilier local. Bă, proțăpit exact în pe scaunul de șef la SEGHEA, sistemul de gospodărire a apelor, Neamț. Da. O funcție foarte importantă. Când există o grămadă de ingineri cu experiență. Dar eu am informații din interior. Pe cei care au experiență, 10, 15, 20 de ani, își trag palme la propriu când văd cine îi conduce un tip care nu ar avea habar. Poate mai fi învățat ceva. O întâmplare de genul ăsta și demotivează pe oameni, că oricât de bine ar fi intenționați, în primăria Romană, acei șefi de servicii sub care se află sub șefii de direcții, unii dintre ei numiți politic, șefii de servicii din primărie sunt oameni care știu ce au de făcut și își fac treaba. Dar în momentul în care vezi că venea momentul tău, venea rândul tău, lucrezi acolo de 20 de ani, ai trecut prin toate etapele și venea rândul tău să promovezi, exact. Și chiar vroiai să aveai faci vârstă, niște lucruri. Aveai experiență, aveai tot ce trebuie. Tot ce trebuie. Și asta valabil în orice instituție din țară se întâmplă. Oamenii ăștia care sunt specialiști nu mai au nici ei motivația necesară să-și facă treaba bine. Și de-aia te duci la ghișeu și se uită urât la tine. Pentru că la rândul lui... Își varsă năduful asupra cetățeanului. E frustrat de ce se întâmplă în interior. Da. Și să știți că sunt foarte multe astfel de instituții unde lucrurile stau la fel. Eu nu știu dacă o să întâmple ceva, să existe vreo schimbare la un moment dat, deși la nivel local, nivel de primărie, de exemplu, un primar care vrea să facă treabă și nu este prins de tot felul de, cu tot felul de sfori, de grup. Obligații, de interese, obligații de partid, ar putea să facă. Da. Poți să pui într-adevăr să faci în așa fel încât o primărie să funcționeze. Și apropo de funcționarea primăriei, pentru că ne-am luat cu alte discuții și am deviat de subiect. Da. Văd că aveți un proiect aici în ziarul de campanie pe care l-a scos, ziarul electoral, îmbunătățirea condițiilor de mediu. 50% din taxe de parcare vor fi direcționate către plantarea pe raza municipiului Roman de arbor cu balot. Asta e o idee de care eu personal sunt foarte mândru și sper să am ocazia să o pun și în practică. Cu toții suntem nemulțumiți de taxele de parcare, că nu mai există loc în Roma unde să poți să-ți lași mașina 5 minute sau 10 minute fără să plătești un leu taxă de parcare. Nu, de fapt 20 minute, că primul sfert de oră e gratis în anumite parcări. Și știu că într-adevăr e o măsură care poate să ajută și cred că ne amintim cu toții că 5, 6, 7 ani în urmă, 10 ani în urmă era plin centrul orașului de mașini expuse la vânzare. În momentul în care s-au introdus aceste taxe de parcare au dispărut mașinile la vânzare care erau lăsate cu săptămânile acolo și a fost, din punctul ăsta de vedere, a fost o măsură bună. Dar de banii ăia, noi nu primim nimic în momentul ăsta. Absolut. Noi băgăm în bugetul local, și-și face, nu știu exact ce, pavele, adică, sau face alte parcări pe care din nou se ia bani. Sau le adică, dacă tot dăm bani pe parcare, adică, să vedem ceva. De banii pe care îi dăm pe parcare, nici măcar nu se dezăpezesc corespunzător atunci când ninge destul de mult parcările. Ei, și o idee pe care îmi doresc foarte mult să am posibilitatea să o implementez și să am ocazia, să ajung primar, să am ocazia să o implementez, este aceasta de redirecționare a 50% din taxele de parcări către plantarea de arbori. Că a crescut foarte mult numărul de mașini din oraș și de asta a crescut și nivelul poluării. Da. Nu suntem la cotele din China sau din București, dar suntem la un nivel destul de mare și e bine să începem să luăm măsuri din timp. Și de banii aia să plantăm copaci. Dar nu copacii din aia cât degetul, ci copaci care au deja 2, 3, 4 metri, că sunt de cumpărat și copaci mari. Poți cumperi și copaci cu... Și dacă e mai mare, se prinde mai ușor. Și sunt copaci mari care se prind ușor și în 2, 3 ani deja poți să stai la umbră. Și asta îmi doresc foarte mult, să refacem orașul un oraș verde. Cred că v-ați gândit să împăduriți parcul Jora.
primită da, de asta. Da, e o idee. E o idee să împădurim și Parcul Jora, dar sunt foarte multe străzi în Roman care erau acoperite de vegetație. Erau, și când zic acoperite de vegetație, nu mă refer la gardurile vii alea care adună tot fel de gunoaie. La arborii crescuți în timp, da. Care, și au fost care oferau umbră. Că... Parcuri întregi de castane au fost în Roman și au dispărut. Deci, sunt foarte multe străzi pe care e nevoie de umbră. Bogdan Dragoș, Smirodava. Sunt zone unde ai umbră, sunt zone unde n-ai umbră. Și acolo unde sunt plantați copaci, sunt plantați niște copăcii sau niște brazi de 1,50 m, 1,80 m, care sunt pe jumătate uscați și care n-aduc o valoare reală. Nu? Am înțeles. Fiind uscați, nu procesează dioxid de carbon și îl transformă în oxigen. Da. Deci ne dorim și aș mai vrea, și asta e o idee pe care unul din colegi a adus-o. Avem pe lista de Consiliu Local un coleg care e inginer silvic, deși nu lucrează în domeniu, pentru că n-a avut ocazia să se angajeze. N-are loc. Așa, dar are o afacere se spune, de privat. Se spune în România și pe bună dreptate o paranteză că atunci când posturile se înființează, posturile scoase la concurs, există deja angajatul. Există deja angajatul. Da, da. Așa este cam peste tot. Și colegul meu a zis că și susținem cu toții ideea și vrem să o punem și în practică, să construim în jurul Romanului o perdea verde. Adică o pădurice de jur împrejurul Romanului, pe marginea arterelor ocolitoare. Perdea forestieră, să spunem. Da, o perdea forestieră, exact. Da. O perdea forestieră în jurul Romanului, care ajută și cu poluarea din oraș, mai scade un pic și efectele viscolului de iarnă. Adică sunt mai multe beneficii, mai stabilizează și drumul, că am văzut că artera ocolitoare Roman este toată surpată pe margini. Probabil din cauza lipsei copacilor. Noi zâmbim, da, e zâmbim, de plâns. Exact, e de plâns ce se întâmplă acolo. Da. Și de plâns. Vrem să transformăm orașul într-un oraș mai verde și mai prietenos. Și nu poți să mergi să stai cu copilul în groapă pe bancă, în pietonal Ștefan cel Mare, că groapă e o denumire așa interpretabilă, să stai în pietonal Ștefan cel Mare cu copilul pe bancă la 40 de grade. Sau în partea de sus a pietonalului, acolo în zona fostelor telefoane. La 40 de grade pe bancă în soare cu copil de 2, 3, 4, 5 ani, care e energic, vrea să se joace, dar care e foarte predispus la a face insolație. Da. Deci, tot orașul ar trebui să fie verde, sunt copaci care nu fac mizerie, că mai spune unii, păi da, curgeau toată ziua din plop, din sălci, dar sunt copaci care nu fac mizerie, există o grămadă de specii de copaci, de arbori cu creștere rapidă, se pot planta și din jumătate din banii de parcări vrem să plantăm copaci. Și frunzele au farmecul lor, chiar dacă fac mizerie. Exact. Da, asta e o părere personală. Și vrem să amenajăm în același timp toate spațiile verzi. S-au investit în ultimii ani foarte mulți bani și de foarte multe ori în spațiile de la Bulevardul Central. Tot timpul, ba s-au pus flori, ba s-au pus jardiniere, ba s-au scos jardinierele, s-au pus copaci. Să arate sufrageria bine. Să arate sufrageria bine, exact, dar avem nevoie de covoare și în dormitor, și în balcon, și peste tot. Și am vrea să, cu angajații primăriei, cu firme, nici nu contează cum o facem. Important este să aducem toate spațiile verzi din oraș la același nivel cu aleea, că sunt foarte multe locuri, mai ales cu toate trotuarele care s-au făcut acum, sunt foarte multe locuri unde sunt diferențe de nivel. Și e foarte ușor să-ți rup gâtul, că asta se întâmplă. Să-ți rup gâtul călcând pe lângă trotuar, că e spațiu verde cu 10 cm mai jos. Vrem să aducem toate spațiile verzi la același nivel cu trotuarul, să le nivelăm pe toate, că multe sunt cu dâmburi, cu gropi, cum s-au tot intervenit. Adică de muncă ar fi. Deci de muncă ar fi și dacă faci munca asta o dată, după aia 4, 5, 10 ani de zile nu mai ai treaba asta de rezolvat. Ai doar de însămânțat primăvara, de tuns iarba și totul arată frumos și la linie. Și sunt zone în care copiii ies în spatele blocului, în fața blocului, nu se pot juca. Că sunt denivelări, că e o groapă, că s-au parcat mașini și arată ca după război spațiul respectiv. Că nu e umbră, că e în mijlocul, e un spațiu mare între blocuri și bate soare. Asta vrem să facem, să punem copaci, iarbă verde și oamenii să poată ieși și în spatele blocului pe iarbă, nu doar să meargă în parc să stea la umbră. Să poți să stai la umbră oriunde. Adică să aibă variante până ajunge la variante, parc. Cât mai apropiate de casă. Îmi spuneau, chiar aseară am fost pe Anton Pan și îmi spuneau niște persoane în vârstă de pe Anton Pan că în zona unde a fost cofetăria ar vrea și eu fântână arteziană, că nu tot timpul își permit sau au energia necesară să ajungă până în Parcul Mare. Da. Și în Parcul Mare e foarte aglomerat, sunt ocupate toate băncile mai tot timpul, seara târziu. Și ar vrea și parcul ăla din față de la fosta cofetărie, că are câteva bănci, să aibă o fântână arteziană și iarbă verde și dați jos boschețe, eventual, că mai mult se ascund oamenii să fac prostii după boschețe din parcuri, decât ajută la ceva boschețe respectiv. Și ar vrea și în cartier la ei să aibă un părculeț mic unde să se poată aduna să socializeze.
voteze. Nu mai zic că sunt foarte multe zone în oraș. Este atât de dificil să... Nu e dificil, e o investiție foarte mică de făcut. De asta zic, sunt lucruri mici de făcut. Vedeți că în campania electorală toată lumea promite. O să facem nu știu ce proiect, alt proiect. Alegeți-mă pe mine că tot... eu vin după ce o să fiu exact. Primar, vă fac parcul, vi-l aranjez, vă pun fântâna artizii. Nu, ce vreau și am zis peste tot pe unde am fost și repet odată și, și în fața camerei de filmat pentru telespectatori. Programul primarului, vinerea, este de la 8 dimineața la 2 după amiază. Eu îmi doresc ca în fiecare vineri, după ce voi ocupa funcția de primar, în fiecare vineri de la 2 după amiază până la ora 4 sau la ora 5, când s-ar termina în mod normal programul meu, dacă n-ar fi mai scurtă vinerea pentru bugetari, vreau să ajung în fiecare vineri în câte un cartier al Romanului și să discutăm despre problemele dumneavoastră acolo în fața blocului. Atât despre probleme, cât și despre soluțiile la problemele pe care le aveți și apoi în săptămâna următoare să trimit pe cineva să începă să le și rezolve. Adică prin rotație să mergeți în fiecare vineri în fiecare cartier al orașului, acolo unde sunt reclamate probleme. Dar mă gândesc acum că știți cum e. Dar nu trebuie să oamenii fie reclamă probleme. Pentru că... A, nu neapărat. Nu trebuie să fie reclamate adică probleme. Adică să aveți întâlniri cu ei, să... Am orașul împărțit în 15 zone datorită programului din campania electorală, când fiecare zi am mers în altă zonă, eu și cu colegii, și avem orașul împărțit în 15 zone. În fiecare săptămână pot să iau doi consilieri locali cu mine, nici nu trebuie să fie neapărat de la USR, poate să fie de la orice partid dacă vor să meargă. Până la urmă, în momentul în care ajungem în consiliul local și în funcția de primar, nu mai suntem membri de partid, suntem înainte de toate în slujba cetățenilor. Exact. Și eu împreună cu doi membri ai Consiliului Local mergem în fiecare săptămână în câte un cartier și vedem care sunt problemele, care sunt posibile soluții și ne apucăm să le rezolvăm începând din săptămâna următoare. Și nu trebuie să vină sesizări din cartierul respectiv. Că oamenii au multe nemulțumiri pe care nu și le exprimă în fața administratorilor de la asociație sau nu le sesizează în aplicația primăriei, de rușine că oricum nu se rezolvă, adică există tot fel de motive pentru care oamenii refuză să sesizeze problemele pe care le au sau le dau la asociație și asociația nu le transmite la primărie. Tot de rușine sau că oricum nu se rezolvă sau din cine știe ce alte motive și atunci e mai bine ca primarul și unul, doi consilieri locali să ajungă în fiecare cartier, în câte un cartier în fiecare săptămână. Și ai ocazia făcând un program din ăsta, îți 54 de săptămâni într-un an, dacă dai la o parte concediile, poți să ajungi de două ori pe an în fiecare cartier. Și nici măcar nu e un efort foarte mare, adică două ore pe săptămână. Da, un alt punct de la capitolul ăsta, îmbunătățirea condițiilor de mediu, sună așa, modernizarea tuturor platformelor de colectare a deșeurilor și amplasarea de automate pentru colectare de petrol, sticle, doze de aluminiu în piețe din oraș. Da, asta este o problemă veche cu care ne confruntăm nu numai romașcanii, ci cred că la nivel național ar trebui să se lucreze cumva, apropo de peturi, de colectarea, doze, colectarea selectivă, încurajarea exact. Colectării selective în general, s-au început în Roman. A fost o dezbatere la primărie anul trecut și în luna august anului 2019 a fost o dezbatere cu reprezentanții Rosal la primărie, președinții de asociații din oraș știu că erau toți acolo și în contraargumentare pe care am avut-o cu reprezentanții Rosalului, am întrebat de ce ADI Econeamț, care reprezintă primăriile în relația cu Rosalul, clienții exact și implicit pe noi cetățenii, nu obligă Rosalul să investească în modernizarea platformelor de colectare ca să poată să-și atingă obiectivele de colectare selectivă. Pentru că ei au obligația legală conform contractului cadru. ADI Eco, de aia am folosit cuvântul la urât, este plin de oameni, nu toți, da, angajați pe pile relații, politic, oameni care de fapt în loc să lucreze pentru client, de unde și încasează salariile, pentru că ei și încasează salariile din cotizații de la primării, exact. Ei de fapt lucrează pentru prestatorul lucrează de servicii. Pentru... Exact pe invers. Exact. Pentru că tot politicul și-a băgat coada și aici și nu ați fost. Uite, e un lucru de apreciat că ați fost acolo prezent. Nu știu câți romașcanii știau că are locul am întrebat în dezbatere respectivă de ce ADI Econeamț și primăriile implicit nu obligă Rosalul să investească în modernizare de platforme. 2-3 luni mai târziu a apărut domnul primar Lucian Micu la vremea aia cu un proiect, ne apucăm să modernizăm platformele. Între timp, dar a fost doar la nivel de promisiune, la început nu s-a făcut nimic în sensul ăsta, până prin ianuarie anul ăsta, dacă nu mă înșel, în toamna trecută s-au montat primele 6 platforme de acest gen. Între timp, la începutul lunii ianuarie, un alt coleg din Alin Buzdugan, care e pe lista de Consiliu Local, a făcut un proiect de finanțare pentru finanțarea participativă, pentru bugetarea participativă, l-a înaintat primăriei pentru modernizarea unor astfel de platforme din acei 200.000 de lei pe care i-a
prevăzut primăria pentru, pentru bugetare participativă. Evident, proiectul lui n-a fost luat în seamă, a câștigat tot un proiect, s-au făcut totemurile de la intrare în oraș, dacă nu mă înșel, sau anul trecut s-au făcut alea, pentru că și la bugetarea participativă câștigă proiectul care trebuie, nu proiectele care vin din public. Așa. Și noi, eu și colegii ne-am propus ca în primul mandat, până la finalul primului nostru mandat, să modernizăm absolut toate cele 70 de platforme de colectare selectivă din Roman. Cu ocazia asta dispar căutătorii în gunoaie, dispar câinii care dau târcoale pe la tomberoane, și obligați să scadă dispare și prețul... mizeria din jurul tomberoanelor, și apoi putem să punem pe baza creșterii colectării selective, putem să punem presiune și pe prestatorul de servicii, pe Rosal în cazul ăsta, prețul. Să mai scadă prețul, exact. Da, pentru că doar pentru colectare selectivă a deșeurilor se poate ajunge la o scădere adevărată a prețurilor, pentru că oamenii câștigă din ceea ce au selectat și reciclează. Dar poate să discutăm cu altă ocazie, nu mai avem decât 3-4 minute la dispoziție. Sper să avem ocazia să discutăm toate aceste lucruri punctual cu mine, cu colegi din echipa mea de consilieri locali, să avem ocazia să le discutăm după alegeri, să abordăm aceste subiecte și să discutăm despre soluții în timp ce ele se implementează. Asta vă doriți. Da. Amenajarea de parcări subterane cu spații verzi și parcuri de joacă la suprafață în mai multe zone ale orașului, acolo unde spațiul permite. Finanțarea necesară poate fi obținută cu ușurință prin programele de mediu din exercițiul financiar european 2021-2027. Parcările astea subterane, nu știu dacă, nu musai că n-ar fi o soluție, sunt o soluție fără doar și poate, dar sunt lucrări de construcții mai complexe, mai greu de făcut. A spus dumneavoastră aici în programul ăsta că acolo unde se poate, adică ați identificat niște zone unde se poate. Există locuri unde sunt parcări foarte mari sau există un parc de joacă mic, și vă dau un exemplu: Alea Revoluției, între blocurile de pe Mihai Viteazu și blocul 17 de pe Alea Revoluției, pentru cei care sunt din zona și cunosc. Există un spațiu foarte mare între blocuri acolo, e un părculeț de 200, un părculeț de joacă de 200-300 de metri pătrați, o sumedenie de garaje și printre garaje parcări pe toate lateralele. În toată zona aia s-ar putea face un spațiu de parcare subterană, cum sunt alea pe care le-ați văzut la mall-uri. Și nu e o invenție, adică există orașe în care primăriile au făcut așa ceva, la Arad, la Cluj, la Oradea, din nou, în partea mai civilizată a țării, exact, unde politicienii probabil fură mai puțin. Și s-au făcut astfel de parcări și noi am vrea, dacă în fiecare cartier am avea câte o parcare mare de 100-150 de locuri subterană, iar deasupra ei am putea să facem un parc. Și să facem un parc în fiecare cartier ca să nu se mai ducă toată lumea vineri seara. Dar asta nu e un proiect care se întâmplă de azi până mâine. Să mă înțelegeți greșit, nu promit că o să fie bine și o să curgă numai lapte și miere prin noile conducte pe care le punem noi. Asta e viziunea pe care o avem pentru oraș. Și ați spus mai devreme că e greu. E bine că nu e imposibil. Da, imposibil, nimic nu este imposibil. Bun, mă gândeam acum că o variantă ar fi, deși românul a devenit foarte comod în ultimii zeci de ani. Și mai e un avantaj. Vrea să aibă mașina musai la... Fiind făcute cu fonduri europene alea, locurile astea de parcare, 150-200 în fiecare cartier, în parcările subterane, fiind făcute cu fonduri europene, primii 5 ani nici nu se încasează taxe de parcare. Și mai bine pentru ei. Însă mă gândeam și la o altă variantă care ar putea fi aplicată nu numai la Roma, ci și în alte orașe ale țării, pentru că, da, cum spuneam, românul este foarte comod, de comunitate nu ce lipsă și preferă, cei mai mulți din noi preferăm să avem mașina în fața blocului, în spatele blocului, nu la mare distanță, ca să nu obosim ajungând la autoturism. Cred că o variantă ar fi de a degreva traficul, cel puțin și în orașele mari, dar și în Roman, primăriei să pună la dispoziție parcări situate în afara orașului. Cei care folosesc mașini foarte rar, asta e o chestie pe care la care m-am gândit. Funcționează în orașele mari chestia asta, pentru că sunt multe persoane care vin în tranzit și pot să-și lase mașina la marginea orașului și apoi se urcă într-un tramvai. Eu cred că ar funcționa și la Roma, dar n-ar fi de acord proprietarul. Mă, dacă tu folosești mașina o dată pe an sau o dată la 6 luni, nu-i mai bine să o ții tu undeva într-o parcare în afara orașului și când ai nevoie, te-ai urcat într-un taxi, te-ai dus și ai luat-o și vezi de treabă, blochezi locul de parcare, deranjezi și pe alții și așa mai departe. E un alt subiect, de discuție. Astea sunt câteva puncte pe care le aveți la acest capitol, sunt și altele despre sănătate pentru toți, dar o să discutăm în următoarea emisiune. Vreau să vă întreb acum, înainte de a ne lua la revedere, de a pune punct de aceste ediții, știu că vine domnul Dan Barna la sfârșitul săptămânii? Da, e adevărat, sâmbătă ajunge domnul Dan Barna în Roman, sâmbătă după amiază, cred la ora 3, probabil pe la 4, vom fi în centrul orașului.
întâlnire cu Romașcanii. Așa, întâlnire cu simpatizanții, cu susținători și cu oricine dorește să vorbească cu domnul Barna, sâmbătă după amiază, repet, încă o dată în jurul orei 4, și apoi, probabil ne vom deplasa către parc. Când ne gândim că e multă lume și în parc, mai vorbim cu oamenii, facem niște poze cu colegii, că toți colegii vor să-și facă poze cu președintele partidului. Așa, și vine pentru că e o întreagă discuție, vedeți, spun uneori celelalte partide, partidele mai mari spun, păi da, dacă iese candidatul nostru, el are susținere la județ, la București, la nu știu unde. Susținere la București avem și noi. Avem și noi susținere la București. Nu, deci partid parlamentar. Nu ne lăudăm așa cum fac alte, partide sau liderii altor partide se laudă că au făcut trafic de influență ca să obțină finanțarea nu știu cărui proiect, adică se pot obține prin pârghi ilegale aceste finanțări sau aceste urgentări ale proiectelor, nu trebuie să faci trafic de influență și nu e o mândrie că faci trafic de influență, dar avem susținere și de la București și avem și fac parte din grupul liderilor USR din Moldova și ne întâlnim, ne-am întâlnit de mai multe ori în trecut și probabil ne vom mai întâlni și după alegeri, că în perioada campaniei fiecare își face campanie la el în oraș și cu Cozet Chichirou de la ea și cu Lucian Stanciu, vizitor de la Băcău, sunt în relații foarte bune și chiar vrem să dezvoltăm zona. Vrem să dezvoltăm zona pentru că Moldova a rămas în urmă, a fost lăsată în urmă de toată lumea, indiferent că și-au pus un abțipil cu Moldova pe sacou sau și-au pus o căciulă de moldovean în cap, au plecat la București și au uitat de unde au venit. Cușma da? De moldovean, da. Ei, când au ajuns la București, au dat de aerul de București, au uitat de propriile făcute acasă. Știm noi foarte bine ce mentalitate au oamenii ăștia care ajung pe acolo, cercesc voturile noastre și îi ajutăm să pe unii să facă ce nu au făcut în studenție. Da, deci sâmbătă unde ar trebui sâmbătă după amiază la ora 16 da. În centrul orașului, în zona statuii și cred că la ora 17 în parc. Iată, Romașcanii care o să rutinească. Nu va fi o vizită foarte lungă pentru că Dan e un turneu, bănuiesc. E un turneu exact și vine de la Bacău și apoi pleacă la Piatra Neamț. Alți lideri ai USR-ului pe care îi așteptați? Momentan nu. Atât. Cum vă spuneam, majoritatea colegilor sunt candidați, candidează la primării pentru că și asta e o chestie, vedeți, la alte partide, primarii ei s-au dus și au candidat la parlamentare. Noi avem parlamentarii care candidează la locale pentru că am înțeles, USR-ul a înțeles că dacă vrem să facem o schimbare, trebuie să o facem din interiorul administrației locale. De acolo vin schimbările reale, acolo poți să rezolvi problemele din fața blocului, acolo poți să rezolvi problema parcărilor sau, cea mai importantă și de actualitate la ora actuală, problema condițiilor din spital sau problema lipsei dotărilor din școli. Din administrația da. Locală se rezolvă, nu din parlament. Și de-aia parlamentarii USR, majoritatea candidează la primării, la Iași, la Bacău, la Constanța. Avem peste tot prin țară colegi parlamentari care candidează la primării sau la președinția Consiliilor Județene. Da, probleme sunt foarte multe, din păcate, și numai la Roman, cam peste tot în România sunt probleme. Na, să sperăm că cei care o să ajungă și o să ne conducă pentru următorii 4 ani vor face mult mai multe pentru cetățean. Pune știți ce aici? Sper eu? Că o scurtă intervenție, îmi cer scuze că vă întrerup. Sper că telespectatorii și toți alegătorii vor reuși să-i aleagă dintre toți candidații ăștia, gloatele astea de candidați care cer acum voturi, vor reuși să-i distingă și să-i aleagă pe cei care într-adevăr vor să rezolve problemele și pe cei care vor munci în acest scop. Da, vă mulțumim pentru prezență, vă mulțumim și noastră, stimați respectatori, pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare alături de Roman TV pentru că urmează alte emisiuni interesante pe care vă invităm să le urmăriți. O seară bună!